Andreea Comșa conduce din anul 2011 compania de consultanță imobiliară Premier Estate Management, având în portofoliu vânzările unor proiecte importante din piața imobiliară. Andreea Comșa a absolvit Universitatea Națională de Științe Politice și Administrație Publică. Când și-a luat licența la SNSPA, avea deja câțiva ani buni de muncă și câștigase un comision de peste 50.000 de euro la o tranzacție pentru care lucrase timp de 7 luni. Un an mai târziu, la vârsta de 27 de ani, înființa Premier Estate Management. Acum conduce propria agenție imobiliară și a câștigat în portofoliu unele dintre cele mai râvnite proiecte de dinainte de criză, precum Ibiza Sol sau Asmita Gardens. Iar în prezent se ocupă de vânzarea unora dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale aflate în dezvoltare, cum ar fi The Bridge sau Affi City. Invitata mea în Decizii la Vârf este Andreea Comșa, CEO Premier Estate Management. Andreea, cu Premier Estate Management din 2011. Da, decembrie 2011. Deci aproape 2012. 2012. La 2011, da. Mai profund. Da. Cum arăta atunci viitorul, la momentul respectiv? Atunci era doar prezentul, de fapt, pentru că am început cu un singur proiect rezidențial. Noi am început activitatea cu proiecte în insolvență, în reorganizare judiciară și am început cu un prim proiect, Asmita Gardens, toată lumea îl cunoaște, am și terminat de vândut toate apartamentele. Era primul proiect din portofoliu. La vremea respectivă nu știam că o să fie un portofoliu. Era un proiect rezidențial care avea nevoie de ajutorul nostru să-l vindem. Aveam chiar doi colegi din piață, deci nu era o companie cu mulți angajați sau cu proiecte multiple sau cu planuri de viitor gândite deja. A fost o oportunitate cu proiectele rezidențiale și am început acest proiect. Ulterior a intrat și alt proiect în insolvență și pentru că am performat foarte bine pe acesta, băncile au agreat să lucreze tot cu noi și pe următoarele proiecte. Ulterior, toate proiectele care au urmat, sigur că au mărit echipa și inițial nu am gândit că sunt un antreprenor, dar în timp am învățat că sunt și desigur că mi s-a schimbat și mentalitatea, mi-am adaptat-o. Cu cât s-a schimbat strategia de business de la momentul respectiv până în prezent? În totalitate s-a schimbat strategia de business. După cum spuneam, atunci nici nu era o strategie de business foarte clar definită. Trebuia să vindem apartamentele, aproximativ 500 de apartamente într-un proiect care era în reorganizare judiciară. Ulterior, având oameni în echipă, desigur că odată cu echipa vine și responsabilitatea și pe lângă responsabilitate vine și spiritul competitiv. Dintr-o dată simți că ai o companie care crește, care poate să crească, ai niște oameni pe care trebuie să-i plătești și odată ce termini un proiect trebuie să treacă pe alt proiect, prin urmare trebuie să le asiguri o continuitate și totodată, dacă tot ai o companie, vrei să o duci să devină cam cea mai bună din piață, dacă tot ai creat un startup. Și atunci strategia, atunci de-abia am început să conturez o strategie și să știu exact ce îmi doresc, în ce direcție să duc această companie și faptul că trebuie să găsim această nișă rezidențială. Inițial am fost pe proiecte în insolvență, aceasta era nișa noastră, ulterior pe toate proiectele noi pe care am putut să le luăm în portofoliu și astăzi avem poate una dintre cele mai mari proiecte din București în portofoliu. Sunt proiecte foarte mari în piață. Era greu să vinzi un astfel de proiect adresându-te unei clientele care totuși prelua o proprietate de la bancă. O proprietate care avea niște probleme de la un dezvoltator care nu a mai putut să ducă proiectul la capăt. Cât de greu era să vinzi astfel de proiecte într-o piață în care abia atunci se nășteau marile proiecte? Da. De acum. Întotdeauna este vorba și de moment, de timing. Piața pe care noi o vedem astăzi și piața în care activăm astăzi este diferită față de piața din 2012, pentru că atunci era chiar după criză, încă se simțeau efectele crizei din plin. Prin urmare, ritmul de vânzare, când am început să promovăm aceste proiecte de la bănci, ce aș vrea să menționez este faptul că băncile, când au început să vândă aceste proiecte în insolvență, în reorganizare judiciară, nu au avut prețuri de dumping, prețuri cum și-ar imagina cineva că s-ar duce la licitație și le-ar cumpăra foarte ieftin. Ele erau mult mai ieftine față de cele din 2008, evident, erau cam la jumătate de preț, dar pentru piața din 2018 erau oricum foarte scumpe, pentru că atunci, în 2012,
De fapt, de-abia ce începuseră timid câteva proiecte în zonele limitrofe și extrem de ieftine și ulterior se pregăteau să vândă cu programul Prima Casă. Deci vorbim de diferențe enorme între ce vindeam noi și ceea ce se mai vindea în paralel în piață. Prin urmare, a fost, chiar a fost foarte greu la început, a fost extrem de greu, plus că toate aceste proiecte au istorie, această istorie negativă, aceste forumuri, desigur, locatari nemulțumiți care, desigur, pe bună dreptate, unii aveau anumite frustrări, pentru că între procesul în care un dezvoltator nu mai poate să-și îndeplinească condițiile pe care și le-a asumat față de bancă și momentul intrării în reorganizare judiciară, uneori trece un an sau trece chiar mai mult timp, pentru că sunt foarte multe proceduri, timp în care nimeni nu se mai ocupă de proiectul respectiv și cei care se mută deja acolo, asta în cazurile fericite dacă s-au mutat, în altele nici măcar nu s-au finalizat, desigur că strâng foarte multe nemulțumiri. Deci a fost o provocare fantastică, dar acum pot spune că dacă acele proiecte mai erau încă o dată lângă ele, să spunem la Smita încă trei turnuri sau la Ibița Sol încă un proiect lângă, identic, am fi putut să le vindem extrem de repede în 2017 când am ajuns să le epuizăm stocul. Odată cu piața și desigur odată cu faptul că clienții s-au obișnuit cu acest concept. După asta, momentul în care ați început să preluați tot mai multe proiecte și tot mai mari, ați câștigat și încrederea dezvoltatorilor. Dar, în paralel, venea și competiția. Cum și care sunt mecanismele prin care reușiți să câștigați încrederea dezvoltatorilor și să colaborați cu ei? Care sunt mecanismele pe care un dezvoltator le caută astăzi la o agenție? De fapt, cred că noi am fost competiția când am apărut. Și în piața rezidențială, când am apărut noi, acesta iar a fost un factor care ne-a ajutat foarte mult. Nu era foarte multă competiție pe agenții rezidențiale. Cred că era o singură agenție care era cea mai puternică și avea singurele proiecte mai mari. Am apărut noi, care am început cu cele în insolvență și care în paralel, cred că aceasta poate a reprezentat una dintre cele mai mari provocări ale noastre, a fost să nu mai fim percepuți ca o agenție care se ocupă doar de proiecte în insolvență și că putem să vindem și apartamente deci asta noi. A fost o provocare. A fost una dintre cele mai mari provocări, să schimbăm percepția, pentru că majoritatea spuneau voi sunteți cei care vă ocupați de proiecte în insolvență. Ceea ce cred că n-a înțeles nimeni a fost că e mai greu să te ocupi de proiecte în insolvență decât să te ocupi de proiecte noi nouțe, pentru că am menționat mai devreme toate motivele. Prin urmare, a fost foarte greu să schimbăm percepția. Desigur că am devenit noi competiția celor care erau deja existenți. Ne-a ajutat foarte mult faptul că am lucrat cu băncile și cu administratorul judiciar, pentru că a trebuit să lucrăm foarte corporate și procedural, cum de altfel nu era nimeni obișnuit să lucreze din competiție la fel. Acesta a devenit, de fapt, un factor de diferențiere pentru noi. Totodată, echipa, uite, sunt deja oameni care sunt de 7 ani în echipă, de 8 ani în echipă, de 6 ani în echipă, am crescut împreună, sunt extrem de loiali, sunt extrem de muncitori și noi am avut o atitudine foarte diplomată și față de dezvoltatori, în sensul în care de multe ori este și fascinația de new kids on the block. Mai cine sunt ăștia care au apărut și care fac treabă bună? Și foarte mulți dezvoltatori caută alternative, pentru că e natural la un moment dat să, dacă o singură agenție există și se impune sau te deranjează sau nu performează, la un moment dat vrei să vezi cine sunt ceilalți. Și dai o șansă mai departe. Și dai o șansă mai departe și, de fapt, noi ce am avut nevoie a fost de aceste șanse și nu am dezamăgit. Cam pe oriunde am lucrat și cu orice dezvoltator, uneori sigur că există și conflicte legate de business, dar ca și colaborare sau ca și impresie și absolut toți ne-au recomandat și de asta ajută foarte mult, pentru că astăzi mulți vin la noi pe recomandare, ceea ce ne înjumătățește munca. Mai de mult noi trebuia să mergem, să facem pitch, să demonstrăm, să ne dea o șansă. Sigur că negociau foarte, foarte la sânge, evident, toate fiurile, dar aceste etape sunt inerente într-o evoluție, cred că naturală și organică. Noi oricum am sărit niște etape destul de rapid, pentru că am muncit foarte mult și ne-am dorit foarte mult. Iar astăzi încercăm, pe măsură ce ne-am dezvoltat și avem tot mai multe proiecte, să menținem calitatea serviciilor noastre, pentru ca să ne-a diferențiat de-a lungul anilor. Uh-huh. În materie de proiecte, dacă stai să enumeri trei mari proiecte de care te ocupi în momentul ăsta și de care îți face drag să vorbești și să le vinzi pe piață,
Care ar fi trei proiecte mari? Toate sunt dragi. Toate proiectele pe care le avem sunt dragi. Dar poate că cele mai cunoscute în momentul de față în piață sunt AFI City, al celor de la AFI Europe, în București și noi. 102 Diodress pe Barbu Văcărescu, care e un proiect care a devenit foarte cunoscut în București. Și ar mai fi Palladi Towers, al celor de la Ancor, în zona Titan, pe Bulevardul Teodor Palladi. Și ar mai fi încă unul care mi-ar fi oarecum drag și poate este interesant, pentru că este unul dintre ultimele proiecte preluate de la bănci de către investitori. Este în Pipera, se numește Vita Bella și mai de mult se numea My Dream Residence și desigur că trebuie să-l vindem și a trebuit să-i facem un rebranding și o regândire și să vindem apartamente care au fost construite acum 10 ani. De cât timp ai nevoie să vinzi în momentul ăsta pe piață un proiect cu 300 de apartamente? Sunt atâția factori și atâtea elemente mai sunt departe. Convins. În primul rând contează unde este acest proiect, în al doilea rând contează cât costă acest proiect, pentru că zona și prețul de vânzare îți determină ritmul, printre altele, desigur, sunt și multe alte elemente, dar acestea sunt esențiale, îți determină ritmul de vânzare. Pot spune, totuși, că în piața actuală, ritmul de vânzare a mai încetinit față de 2017, de exemplu, care cred că a fost apogeul dinamicii în ceea ce privește numărul de apartamente vândute. Totodată, iar foarte important, ce-ți influențează dinamica este stadiul construcției. În momentul în care vinzi off-plan, un proiect care nu este la o fază ulterioară, este chiar în prima fază, este mai greu și vinzi mai încet față de momentul în care ai structura închisă, nu mai vorbesc de o fază mult mai avansată. Prin urmare, 300 de apartamente într-o zonă, să spunem, bună, nu extrem de bună, dar nici la periferie cu mult în afara Bucureștiului, într-o zonă bună, la un preț competitiv, ar trebui să se vândă cam într-un an și jumătate, 2 ani. La piața actuală, sunt proiecte care în 2016-2017 au vândut 500 de apartamente într-un an, sau care și acum poate vând 400 de apartamente într-un an, dar sunt deja proiecte mature care au multiple faze deja finalizate și atunci, desigur că ele se vând în fazele ulterioare încă de pe plan și până să începi faza de 300 de apartamente. Dar când vorbim de un proiect luat de la zero, cam acesta ar fi ritmul. Aproximativ 2 ani. Un an și jumătate, 2 ani, dacă prețul este extrem de bun și într-un an. Dacă prețul este extrem de bun. Este inevitabil să nu te întreb despre ceea ce simte piața în momentul ăsta și tot auzi în stânga, în dreapta discuții cum că urmează o nouă criză, vine o nouă criză, dar eu când ies la mine acasă și mă uit pe balcon, am norocul că stau la un etaj superior, văd foarte multe macarale în sus, ceea ce ăsta spune că este un semn de prosperitate, dacă pot să-l denumesc, în care dezvoltatorii nu doar că riscă, dar merg înainte. Cum simți dinamica pieței și cum vezi următoarea perioadă în construcție? Și în 2008 vedeam multe macarale și multe șantiere. Da, sunt mari diferențe față de ce s-a întâmplat în 2008. Nu mai avem aceeași piață speculativă ca atunci. Cu toate acestea, sigur că prețurile au crescut foarte mult. Ele au crescut foarte mult și din cauza creșterii materialelor de construcții și a manoperei și din cauza faptului că nu se găsesc muncitori prea ușor, mulți au plecat, dezvoltatorii mari își permit să aducă din Vietnam sau să găsească soluții alternative, în schimb cei care vor să facă 200-300 de apartamente au un cost mai mare pe metru pătrat, deci au crescut aceste prețuri, prin urmare și prețurile de vânzare, dar e adevărat că și cele de vânzare au crescut și pentru că a fost această dinamică fantastică. Acum, când vine criza, n-aș ști să răspund exact, când vine criza, mă refer la o criză mondială, la o criză economică, așa cum a fost și a din 2008, pentru că s-au tot prezis anumite scenarii apocaliptice și momentan încă este stabilitate. Atunci când cade bursa sau când se întâmplă ceva în Statele Unite, de exemplu, din nou sunt articole, vine criza. Probabil că o să vină la un moment dat. Desigur că noi nu o să fim separați de tot valul care o să fie. Desigur că o să intrăm și noi, din păcate, și o să simțim efectele. Efectele nu vor fi la fel ca cele de acum 10 ani, 11 ani, pentru că dacă înainte se construiau
apartamente și câte 500-600 dintr-o dată, proiecte mari, acum dezvoltatorii fac în etape. Prin urmare, riscul se diminuează. Da, este o lecție și desigur nici băncile nu mai au același apetit să finanțeze dezvoltări de sute de apartamente deodată. Ele finanțează pas cu pas, astfel încât să-și asigure oarecare prudență și siguranță. Deci nu știu exact când o să vină criza. Cert este că probabil că la un moment dat, totul fiind ciclic, economia fiind ciclică, domeniul imobiliar și dezvoltările, desigur că au momente de apogeu și momente în care se duc în jos și apoi iar cresc. Eu chiar sper să nu fie anumite efecte atât de drastice cum au fost acum 11 ani și cred că proiectele care sunt bune vor vinde în continuare, indiferent ce s-ar întâmpla, dar vor vinde mai puține față de cât sunt obișnuite să vândă. Tot ce mai vreau să menționez este că piața rezidențială este dependentă de finanțare. Clientul final trebuie să aibă acces la credit ca să cumpere un apartament. Desigur că sunt mulți cu cash, sunt mulți, dar o mare parte din cei care cumpără, cea mai mare parte, cumpără cu credit de la bancă. Atâta timp cât partea de creditare va merge bine, clienții vor cumpăra. E adevărat, dacă o să vină o criză și băncile vor stopa creditarea sau o vor face să fie atât de drastică încât să nu-și mai permită. Există acest program despre care se discută acum, o casă, o familie, care dacă va trece, din nou va încuraja foarte mult piața rezidențială. Pe segmentul nou, pe ce vindem și noi și cred că într-un fel e un lucru bun că încurajează segmentul nou, pentru că ideea este să încurajeze construcțiile, să se dezvolte economia și este normal la un moment dat ca segmentul nou să fie mai, să spunem, încurajat, pentru că majoritatea celor care locuiesc în blocuri vechi vor să se mute în blocuri noi. S-au construit până în momentul ăsta pe segmentul vechi, dacă pot să-l denumesc așa, acele apartamente care intrau și intră la creditarea de prima casă, care nu arătau tocmai bine, să le spun. Nu sunt critic, nu sunt evaluator, dar pot să-mi dau seama într-o zonă în care nu ai infrastructură, drumurile nu sunt, cu electricitatea ai probleme, cu canalizarea ai probleme, dar tu reușești să vinzi apartamente de 50, 60, 70, 50 și ceva de mii de euro. Asta clar vor ieși din calcul. Cumva va segrega și va sedimenta cumva piața tot acest program. Îl vedeți cu ochii buni? Acest program, O Casă, O Familie? Da, îl văd cu ochi buni. Îl văd cu ochi mult mai bun decât vedeam prima casă. Prima casă, cred că am fost printre primele persoane din domeniu care a anunțat că nu-și mai are rostul sau utilitatea încă de acum 3 ani, pentru că deja și limita de creditare de la prima casă era cu mult în urma prețurilor care au crescut. Pe de altă parte, tocmai acest program a încurajat aceste construcții de care spui, aceste construcții care... Faptul că nu arată bine este cea mai mică problemă a lor, este cea mai bună veste. Că nu sunt construite bine. Că nu sunt construite bine, că cei care s-au mutat acolo sunt extrem de nemulțumiți, că au probleme cu presiunea la apă, că au probleme cu tot felul de partea de utilități în apartament sau există atât de multe situații pe care acești oameni le întâmpină. Pe de altă parte, mereu spun că și clientul are propria vină, nu doar dezvoltatorul, pentru că trebuie să te interesezi când cumperi undeva și unde cumperi, cine construiește și nu să mergi așa după val doar pentru că ți-au arătat ei un teren și uite, vreau și eu să cumpăr acolo, dar nu știi cine cumpără. Prin urmare, aceste cartiere și aceste zone ar trebui încet, încet să... Bine, le există, nu au cum să dispară, dar să nu mai fie atât de populare în rândul clienților, iar acest program O Casă, O Familie ar trebui să încurajeze finanțarea până la 570.000 de lei, adică undeva la 120.000 de euro, ceea ce ar însemna o altă limită. Vorbim de o limită sustenabilă în care o familie poate să-și cumpere un apartament de 3 camere într-o zonă bună, într-un proiect dezvoltat de o companie serioasă care poate cu adevărat să-i livreze un produs și o calitate a vieții foarte bună. Nu trebuie să mai meargă la periferie și să se mute în ceva de 60.000 de euro doar pentru că atât a putut să ia prin prima casă. Deci acest program este fantastic de fapt pentru piață. Tot ce ar mai trebui ajustat ar mai fi și TVA-ul de 5% dacă s-ar putea ajusta, pentru că mulți fac confuzia între prima casă și TVA-ul de 5%. Ele sunt două lucruri diferite. 5% este o facilitate fiscală care se aplică
aplică la locuințele până în 450.000 de lei și mai sunt încă două condiții, dar de fapt cea asta mai importantă, ne lovim, da? De cea de 450.000 de lei. Iar celălalt program, prima casă sau o nouă casă, o nouă familie, nu are legătură cu TVA-ul de 5%. Deci dacă și TVA-ul de 5% ar merge la limita de 570.000 de lei, deja s-ar alinia foarte, foarte bine și programul și TVA-ul și atunci, într-adevăr, mulți vor avea acces. Singura provocare, de fapt, aici va fi, și mulți au această îngrijorare, că, de fapt, și prețurile vor crește proporțional. Nu știu cum s-ar putea face și ce soluție s-ar putea găsi astfel încât același apartament care costă poate astăzi 100.000 de euro sau 95.000 de euro ca să fie la limită, să nu coste în ceva timp 120.000 de euro doar pentru că permite TVA-ul sau acest program. Pentru că asta n-ar fi corect, într-adevăr, și n-ar ajuta până la urmă. Am vinde aceleași apartamente doar că mai scump. Deci dacă cumva s-ar găsi o soluție miraculoasă și pe zona aceasta, ar fi foarte bine. Altfel, acest program este încurajator, pentru încurajator și adaptat la piața care se dezvoltă și la tot ce se vinde astăzi. Și într-adevăr poți să-ți iei un apartament decent, într-o zonă bună și să ai un trai liniștit și nu să mergi să ai probleme apoi cu canalizarea sau cu structura, mai ales partea de structura blocurilor, pentru că de fapt aceea e cea mai îngrijorătoare. Multe astfel de proiecte, dar vor dispărea ușor din peisajul autohton, dar până atunci mă uitam și mă gândeam la prețul mediu de vânzare, undeva bănuiesc că 1000 și un pic, 1200, 1300 acum de euro. Acum suntem în București cam pe la 1300-1320. Sunt proiecte care se vând pe piața din București cu peste 2000 de euro, 2000, 3000, 4000, chiar 5000 de euro, poate chiar peste sunt anumite proiecte, pe metru pătrat. Util. Cum ți se pare acest preț? Cred că fiecare piață, ca oriunde în lume și ca în orice altă capitală, dacă ne referim în București, dacă ne referim la București, desigur că are locuințe pentru oricine. Cine vinde cu 5.000 de euro pe metru util, înseamnă că are o zonă, un proiect într-o zonă ultra-exclusivistă, unde și terenul a fost extrem de scump, unde finisajele sunt extrem de scumpe și mai mult decât atât, la partea aceasta de lux, contează și cine mai cumpără și cu cine mai stai în acea rezidență, să spunem, sau în acel bloc. Vorbim de câteva apartamente. Luxul nu poate niciodată să aibă prea multe apartamente, sau în niciun caz nu se pot vinde cu 5.000 de euro. Prin urmare, dacă un dezvoltator întrunește toate aceste condiții, foarte bine să vândă cu 5.000 de euro. Aud aceste comentarii de la foarte mulți că, uite, în București se vinde scump și oricum Bucureștiul e mai scump. Bucureștiul este, de fapt, una dintre cele mai ieftine capitale din Europa, din Uniunea Europeană. Dacă mergem în oricare altă capitală sau, uite, chiar în Polonia, poate și orașele secundare au prețuri mai mari în medie decât are Bucureștiul, să vinzi la un preț mare nu este o problemă. Ideea este ca România să o ducă atât de bine economic încât oamenii să poată să-și permită să cumpere la aceste prețuri. Deci faptul că se vinde mai scump nu înseamnă neapărat că e un lucru rău. De exemplu, cei din Praga, unde poate 1800 de euro media față de 1300 în București, care Praga e mai mică decât Bucureștiul, nu am nicio problemă cu faptul că sunt apartamentele scumpe. Ideea este ca ei, din punct de vedere economic, să-și poată permite asemenea apartamente. Deci oricum Bucureștiul și toți investitorii străini știu asta și se gândesc și au văzut în anii lor de experiență cum alte capitale în timp s-au dezvoltat și au crescut. E normal ca și Bucureștiul în timp să-și adapteze prețurile și, desigur, condițiile de trai și partea economică, astfel încât să crească aceste prețuri, dar proporțional cu nivelul de trai, pentru că altfel nu se vor putea vinde. Prin urmare, cine vinde cu 5.000 și poate să vândă cu 5.000, înseamnă că merită și are un produs care se poate vinde cu 5.000. Cine vinde cu 3.000, la fel, dacă reușește să vândă, înseamnă că a făcut un produs care vinde și care are o zonă foarte bună. Ideea e să nu gândești un proiect să-l vinzi cu 3.000 și să nu reușești să vinzi nimic. Înseamnă că nu ai luat decizia bună. Apropo de decizii, care crezi că sunt cele mai bune decizii sau, dacă stai să aduni, trei decizii bune pe care le-ai luat în anii ăștia de lucru cu Premier Estate Management? Da, adevărul e că e greu să mă gândesc la trei decizii. Am luat atât de multe decizii în acești ani. De cotitură, decizii esențiale care te-au ajutat și te-au ajutat să crești business-ul. Cred că prima decizie a fost
să realizezi destul de repede că proiectele în insolvență ajung la o limită, că nu o să fie în continuu proiecte în insolvență. Au fost câteva și la un moment dat clar că se vor termina. Și atunci am început încă din timp să iau măsuri astfel încât să duc compania spre proiecte noi, spre proiecte care acum se dezvoltă, să discutăm cu dezvoltatorii, deci să mutăm partea aceasta nișată care era doar pe proiecte în insolvență, să trecem la cele care urmau să se dezvolte noi nouțe. Deci cred că aceasta a fost o decizie foarte bună. Am anticipat niște schimbări care au fost, evident, au fost inerente. Trebuia să văd câțiva pași în față. În al doilea rând, cred că o altă decizie foarte bună a fost schimbarea mindset-ului meu, în sensul în care de la aluvem și noi niște proiecte, hai să vindem, la sunt un antreprenor, am o companie, am o responsabilitate, trebuie să muncim, să devenim extrem de buni, adică probabil partea asta de competitivitate cred că o am probabil înăscută și n-a fost prea greu, n-a fost o decizie cât a venit natural, dar a fost o decizie de maturizare și de responsabilizare, astfel încât compania chiar să crească și să devină una dintre cele mai bune. Chiar îmi spunea cineva la un moment dat, tu chiar vrei să iei premiu în fața lui X sau tu chiar vrei să te compari cu Y sau când eram mai la început și am zis da, de ce nu, părea așa, dar cum crezi că vei reuși? Uite că n-ai reușește, adică și cred că asta a fost o decizie foarte bună, aceea de a lupta și de a chiar de uneori trebuie să te gândești, chiar dacă pare la început greu să-ți imaginezi, că uite, chiar poți să devii foarte bun sau printre cei mai buni. Și cred că o altă decizie a fost investiția în echipă. Eu țin foarte mult la echipa pe care o avem. Probabil că și alții țin la echipă, dar probabil într-un sens mult mai pragmatic. Și eu am un sens pragmatic, dar totodată am un sens atunci când recrutez. Și noi când recrutăm ca și companie, punem foarte mult accent pe loialitate și pe caracterul celor care vin în echipă. Și asta în timp s-a dovedit o decizie foarte bună, pentru că ca în orice piață, ca în orice companie, sunt momente mai bune, momente mai puțin bune, momente în care poate proiectele merg mai bine, altele în care merg mai puțin bine, iar oamenii, faptul că au rămas alături și că sunt atât de buni, iar faptul că am investit în ei pentru că îi câștigă suficient de bine în așa fel încât să fie mulțumiți și motivați, a reprezentat o decizie foarte bună de business, care s-a dovedit în timp că e mai eficient așa decât poate pe moment să câștigi tu mai mult ca și companie, dar să nu te poți baza pe oamenii pe care îi ai. Pentru că... Tot în pachetul de decizii, poate ai și o decizie cu care nu ești tocmai mulțumită. Care ar fi aia? Da, asta chiar e o întrebare... Capcană. Care ar fi... aceea. Cred că are legătură tot cu oamenii. Cred că cu unii nu am terminat colaborarea când trebuia și cred că am investit prea multe resurse și uneori chiar am avut de pierdut în relația cu dezvoltatorii pentru faptul că nu am renunțat la oamenii care nu erau buni mai repede. Cred. Cred că aici partea asta de extremă înțelegere n-a fost cea mai bună, adică partea asta așa mai prietenească, de fapt pe termen lung, cu unii dintre ei m-a afectat mai mult decât trebuia. Când crezi că e cel mai, sau ne poți recomanda că este cel mai indicat să preiei un proiect, să-l vinzi? Într-un stadiu în care se află la ideea de proiect și începem lucrările sau într-un stadiu în care deja este, să spun, mai avansat? Ideal este să preiei un proiect și cam așa se întâmplă în piață și dezvoltatorii deja lucrează pe această rețetă, încă din faza de concept să-l preiei, adică a trecut puzzle-ul și se lucrează la autorizație, între pus și autorizație trebuie gândite planurile apartamentelor, layout-urile, suprafețele, mixul de apartamente, acela este un moment ideal în care trebuie să preiei proiectul, astfel încât încă de la început și dezvoltatorii de obicei încă de atunci apelează la consultanți, astfel încât de la început proiectul să fie gândit corect, cu suprafețele corecte. Evident că gândești încă de atunci strategia de preț raportat și la mixul de apartamente și în general atunci se preia un proiect. Există partea de consultanță
Avem această consultanță pe care o oferim dezvoltatorilor, adică este un fi separat, este o discuție separată în care se lucrează, oameni de la noi din echipă lucrează, unii din dezvoltatori chiar vor și studii amănunțite, avem un departament de evaluare care face studiile de fezabilitate, adică și tot ce există pe zonă, ce se vinde, la ce prețuri se vând, care e competiția, implicit cum gândești proiectul ca să-l mai diferențiezi. Într-o anumită zonă e foarte greu să te mai diferențiezi, pentru că majoritatea au cam aceleași prețuri și cam aceleași tipuri de apartamente. Mm-hmm. Poți doar să gândești anumite lucruri high-tech, smart, lifestyle, la care nu s-au mai gândit și alții. În rest, ca și prețuri, nu poți să te diferențiezi extrem de mult, pentru că piața e foarte limitată din acest punct de vedere, iar un client care poate chiar își dorește să stea la tine și îi se mm-hmm. pare că ai un proiect fantastic, dacă nu își permite, o să cumpere tot la celălalt. Da. Prin urmare, trebuie să fii competitiv în zona în care te afli. Iar ulterior, desigur, urmează partea de autorizație. Până este autorizația, pe lângă această strategie, se pregătește strategia de marketing, website, planuri, randări. Deci totul este pregătit ca la momentul obținerii autorizației să lansezi și să începi să poți să semnezi rezervări și antecontracte. Nu recomand nimănui și am văzut proiecte care au fost lansate cu mult timp înainte de obținerea autorizației. Dacă lansezi și faci un teasing cu o lună, două, nu este o problemă, dar dacă lansezi cu un an înainte să-ți iasă autorizația, ai foarte mult de pierdut ca și imagine, pentru că ajunge toată lumea să-ți cunoască proiectul, să știe că nu ai autorizație și o să-ți fie foarte greu ca să-ți mai câștigi credibilitatea ulterior. Deci asta nu recomand nimănui și în general nu intrăm în astfel de proiect. Deci există momentul optim, în momentul în care se demarează practic proiectul și se depun actele pentru PUZ și atunci este... Chiar după PUZ. Dacă încep să lucreze dinainte, durează extrem de mult. Poți să oferi partea de consultanță și mai vorbești cu dezvoltatorul poate peste ceva timp când trece PUZ-ul. Dar poți să discuți după PUZ, între PUZ și autorizație, de fapt atunci se intră în detalii. Și atunci se lucrează la planuri, la suprafețe, la mix de apartamente, la marketing. Deci cam atunci este momentul bun. Și desemnat doar după obținerea autorizației. Care sunt cele mai eficiente mecanisme de promovare în momentul ăsta pentru piața imobiliară? Adică, nu știu, mergeți foarte mult pe online însemnând pagine de socializare sau Google sau eu știu. Ce alte mecanisme funcționează în momentul ăsta? Noi! Pentru foarte mult timp online-ul a fost și astăzi este cea mai folosită metodă de promovare pentru proiectele rezidențiale. Problema este că acum cu atâtea proiecte în online este o inflație de proiecte, toată lumea face același lucru, toată lumea comunică cam același lucru, prin urmare trebuie să te diferențiezi pe lângă online să faci și altele sau ce faci în online să faci deosebit față de ce fac alții. Deci sigur că mergem pe social media, sigur că Google AdWords, the usual suspects, dar facem și, de exemplu, tocmai am avut un concurs de design care atrage și pe social media awareness și contează foarte mult că mai comunici și altceva. O să lucrăm acum să ne asociem la un proiect cu o persoană celebră și să facem un spot pe care să-l difuzăm și care să inspire, mă rog, putere, să inspire încredere. Deci gândim tot felul de alte elemente care vin în completarea online-ului, dar care nu va mai fi doar online. Sau chiar dacă promovezi în online, nu-ți mai promovezi doar proiectul, promovezi că îi dai și bucătăria cadou sau promovezi că îi dai, gândești anumite lucruri pe care să le dai clientului în plus, pentru că doar așa se apare în online, ajunge să fie redundant și deja clientul este bombardat din toate părțile cu aceleași reclame, la un moment dat nici nu mai ai ce să comunici în plus. Deci ne gândim și la evenimente, la PR, lucrăm foarte mult pe aceste lucruri și altceva, dar desigur că trebuie să ai un dezvoltator care e deschis la acest lucru și care să bugeteze lucruri care sunt deosebite sau diferite. Pe final, în trei cuvinte prin care ai descrie piața în viitor. În trei cuvinte, dacă ai descrie. Piața rezidențială în viitor, care? Viitorul în 10 ani? Viitorul în 3 ani? Viitorul apropiat. 3 ani, următorii 3 ani, 2-3 ani. În următorii 2-3 ani, stabilitate, pentru că nu cred că prețurile vor mai crește prea mult decât dacă se întâmplă, după cum spuneam, anumite programe sau TVA-ul de 5% va mai. Dar, momentan, văd o stabilitate. Competitivitate, cu siguranță. Și optimism.
Eu sunt optimistă, nu sunt optimistă cum sunt alții care nu pot să-și imagine, nu au niciun pic de prudență și nu se gândesc dar ce-ar fi dacă n-ar fi așa, dar în următorii 2-3 ani sunt optimistă pentru că și anul viitor este un an electoral, da. Deci trecem și de anul acesta și de anul viitor pentru că nu se întâmplă mare lucru în an electoral. Și în al treilea an o să vedem dacă o să fie ceva schimbări majore, dar eu cred că lucrurile vor fi ținute în echilibru. Dar până atunci văd o stabilitate și chiar sunt optimistă că lucrurile se vor menține la fel de bine. Andreea, mulțumesc pentru prezența în Decizii la Vârf. Mulțumesc și eu de invitație.